Bine am găsit, prieteni! Îmi pregătesc cafeaua de dimineață cu ulei de cocos. Mulți m-ați întrebat cum fac eu cafeaua de dimineață, cum, ce ulei de cocos folosesc, ce cafea și așa mai departe. Așa că haideți să vă arăt exact cum o pregătesc eu. Mai fac un clip, am mai făcut, dar încă primesc multe întrebări de acest gen. Să vă arăt inițial ingredientele. Deci ăsta este uleiul de cocos. Toți m-ați întrebat ce ulei de cocos folosesc. Îl iau pe acesta bio de la Carrefour. Dar nu are importanța asta, puteți să-l luați de oriunde, atâta timp cât vedeți scrie pe el aici vierj, adică este virgin, adică este presat la rece. Ăsta este aspectul, este 25 de grade și atunci este aspect solid, vedeți, e alb, e ca o untură, aș putea să spun. Pe măsură ce se încălzește, devine din ce în ce mai moale și peste 25 de grade devine lichid. Este absolut același ulei, nu are niciun fel de... Nu e niciun fel de diferență dacă este lichid, dacă este solid. Îl țineți la temperatura camerei, nu e nevoie să fie ținut în frigider. Ăsta este Nesul pe care îl beau. Eu beau Nes acum, în perioada asta. În general beau Nes, am mai băut și cafea, dar acum beau Nes. N-are nicio importanță că este Nes, că e cafea, indiferent cum faceți, la filtru, la ibric, la espresor, nu are absolut niciun fel de importanță. Și apropo, sunt controverse apropo de Nes, am citit, este... Nu este nu e nociv, nu e toxic, nu este exact cum e cafeaua, numai că printr-un procedeu de procesare fizică a devenit solubil. S-au extras din el componentele care îl făceau insolubil. Și aici am apa fierbinte în care o să pun uleiul de cocos, așa, și pun Nesul. E linguriță mică, o să pun... Două lingurițe. Așa. Și pentru a se amesteca, pentru a se emulsiona foarte bine uleiul de cocos, care fiind o grăsime nu se dizolvă în apă, atunci pentru a se emulsiona, totuși pentru a face să fie cât mai bine mixat cu apa, îl pun la blender. Și dau drumul cam, nu știu, 10-15 secunde. Așa. Și acum să vă arăt ce iese, cum se pune în pahar și ce spumă frumoasă face. Ia priviți aici. Sper că se vede. Face o spumă extraordinară. Extraordinară. Iar acesta este micul meu dejun, pe care îl iau în fiecare dimineață. După cum vedeți, nu îndulcesc cu absolut nimic, dar nici nu este nevoie. Adică aroma, gustul pe care îi dă uleiul de cocos, nu știu, textura, cum se simte la limbă, fiind atât de bine emulsionat, nici nu am nevoie să îndulcesc cu ceva. Totuși, dacă simți nevoia să îndulcești, așa ești obișnuit, nu folosi miere, nu folosi zahăr. Folosește stevia, folosește xilitol, folosește zaharină. Deci un îndulcitor din acesta, nu aspartam sau, mă rog, deci aspartamul nu este sănătos și chiar și declanșează secreția de insulină. Deși este un îndulcitor fără calorii, totuși declanșează secreția de insulină. Deci evită aspartamul, care are și multe ale efecte nocive. Xilitol, stevia, eritritol sau zaharină. Și uite ce este extraordinar. Deci, eu nu mă mai satur. Câteodată mai beau una și pe la, după masa de prânz, așa de plăcere. Efectul ei este extraordinar în sensul că îmi reduce senzația de foame, nu-mi vine foame pe undeva pe la 10-11, ținând cont că n-am mâncat de ieri de la prânz. Acum suntem dimineața, deci vă dați seama, sunt multe ore, mănânc o dată pe zi, dar asta mă ajută să nu-mi vină foame până la prânz din nou. Și de asemenea reduce pofta de dulciuri. Iar este un efect extraordinar. Încercați și o să vedeți că după câteva zile vi se va reduce sau poate chiar va dispărea pofta de dulciuri. Și în rest are alte efecte foarte bune. Dacă sunteți constipat, vă rezolvă constipația, crește HDL-ul, colesterolul bun, scade trigliceridele. Și ce să vă spun, din punctul meu de vedere, din tot ce am citit, n-are decât beneficii. Nu exagerăm, bineînțeles, adică una, două, trei lingurițe pe zi nu este niciun fel de problemă. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere
Și nu uita, ia și o linguriță de ulei de cocos și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. La revedere!